Deci limitele cu narcisistul sunt o poveste care se învață în timp. E nevoie să exersăm mult ca să putem să punem limite. Păi să pui o limită înseamnă că atunci când o persoană cu narcisism vine și îți invadează teritoriul, tu practic îl dai jos de pe teritoriul tău și spui stop până aici, asta nu. Cam asta este o limită. Și să știu că atunci când de fapt încearcă să mă seducă, ăla este un mecanism, nu e că mă place pe mine sau că îi pare rău sau că a avut vreo revelație extraordinară și s-a apropiat de mine. Nu, ci că acela este doar un instrument de apropiere ca să mă facă să las gardul jos, limita jos. Că cu tot respectul față de empatici, dragilor, nu avem nicio șansă cu ei. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din De Vorbă cu Irina. Ultimele 4 episoade am vorbit despre narcisiști și despre narcisism și astăzi am zis să vorbim tot despre narcisist. Da. Și să mergem în direcția în care să vorbim despre cum supraviețuim într-o relație cu da. Un narcisist. Dinamicile. Uh-huh. Da. Mă gândesc ca să poți să supraviețuiești cu ceva care nu este ok, în primul rând ar trebui să fixezi limite. Da. Și atunci întrebarea mea este cum fixăm limitele cu narcisistul și dacă ele vor funcționa sau cum să le punem ca să funcționeze. Da. Deci limitele cu narcisistul sunt o poveste care se învață în timp. E nevoie să exersăm mult ca să putem să punem limite. Mi se părea că, da, am văzut cât întrebări, dar trebuie să... când ai zis tu, știi, părea că spui că se învață din clasa întâia. Cam așa. Pentru că chiar este cumva o abilitate avansată să poți să pui limite, că prima dată conștientizezi ce este, după care recunoști că este și după aceea înveți cum să gestionezi situația dacă îți propui să rămâi sau e nevoie să rămâi acolo, că poate nu ai alte variante. Uh-huh. Da? Hai să definim ce înseamnă să pui o limită. Păi să pui o limită înseamnă că atunci când o persoană cu narcisism vine și îți invadează teritoriul, uh-huh. Tu practic îl dai jos de pe teritoriul tău și spui stop până aici, asta nu. Uh-huh. Cam asta este o limită pe, uh-huh. pe care o pui. De asta dar e o abilitate avansată, cu adevărat. Uh-huh. Pentru că, știi, în a pune limite, da. De multe ori este... Ok, am pus, pun limita. Da, pun gardul. Gardul. Granița, da. Dar în același timp te întrebi, ok, am pus gardul, dar ce aveam eu de învățat din lucrul ăsta? Adică da. Dacă venea peste mine, dacă mă călărea, dacă... Da. Știi că există și varianta asta la empatici, da. În care... ce lecție am de învățat de aici. Da. Atunci stau acolo ca să învăț o lecție. Da, când, foarte, foarte fain că ai spus asta, pentru că eu și în terapie spun, poate lecția este tocmai de a învăța cum să-l dai jos de pe tine. Mhm. Nu lăsa să intri în teritoriu, că poate tu ai o lecție de învățat lăsându-l să-ți invadezi teritoriu, și teritoriu înseamnă inclusiv psihicul, emoțiile, sufletul, pentru că el este un invadator. Uh-huh. Da? Și atunci nu-i doar despre asta, ci s-ar putea lecția tocmai să fie cum să fac să-l țin la o distanță care să mă facă să mă simt în siguranță emoțională și psihică, mentală. Deci cum fixăm limitele narcisistului? Uh-huh. Mai avem încă un pas, da? Dacă uh-huh. am conștientizat, am recunoscut, cumva am nevoie să știu și că e în regulă să fac asta. Uh-huh. Și că eu pot să fac asta. Am dreptul să fac asta, pot să fac asta, ca să pot să trăiesc acolo împreună cu el. Uh-huh. Și cum o fac? Exersez în pași mici. Adică atunci când simt că se apropie foarte mult de teritoriul meu, în momentul ăla îi spun, știi,
observ că faci lucrul ăsta și avea nevoie să te oprești. Până aici. Pe aici nu se mai trece. Da? Ideea este că nu ne așteptăm ca de partea cealaltă cineva să audă. Și asta e un pic, e o dinamică greu de stabilit. Pentru că de partea cealaltă e, pentru persoana cu narcisism e aproape o provocare. Așa că o să-și întărească soluția și o să invadeze și mai puternic. Sau o să uite repede și o să se întoarcă încă o dată. Și e nevoie, de asta e abilitatea avansată, pentru că eu din nou e nevoie să fiu acolo și să spun, îți amintesc că am spus până aici. E un fel de masterclass de a pune limite. E masterclass, fain. E masterclass de a pune limite. Da? Dar știind că ăsta este dansul. Eu ca să pot să am acest masterclass, eu voi învăța aici să pun limite. Și asta e lecția mea, pentru că este o lecție a teritoriului. Noi nu suntem cumva obișnuiți să ne păstrăm teritoriul, să avem grijă de teritoriul nostru. Toți avem un spațiu personal. Dar unii lăsăm foarte mult oamenii să ne intre în spațiu personal, alții îi ținem foarte tare la distanță. Aici nu-i cazul. Un empatic este o persoană cu spațiu difuz, care va lăsa foarte mulți oameni să intre. Da, el înțelege pe toți. Înțelege pe toți, îi apropie pe toți. Îl înțelege și rănile lor. Rănile lor, traumele lor. Da. De toate poate un empatic să facă. Și atunci o să-i țină, o să-i aducă foarte aproape. Așa că eu ca empatic am nevoie să-mi știu limita personală. Ca să pun limite, am nevoie să-mi știu limita personală. Zona mea de intoleranță, până unde nu mai reușesc să te lasă pătrunzi. Și în momentul în care punem niște limite, da. Cred că e bine să știm și cum, de exemplu, dacă ne închipuim că limita asta este un gard, da. Trebuie să vedem, să ne închipuim cum ne agață pe după gard, da. Și să depășească gardul și să ne încalce teritoriul. Pentru că sigur va teritoriul. Face asta. Și atunci, cred că ar fi bine să vorbim și despre felul sau modalitățile în care un narcisist ne agață, ne prinde iar într-un... În sforile manipulării lui, care sunt sforile prin care el ne manipulează, practic. Da. Deci în momentul în care el vede granița, da, n-o să stea după gard. Nu. Pentru că după gard nu are de cine să folosi. Și atunci ce o să înceapă prima dată? O să înceapă să ne seducă de după gard. O să înceapă să ne atragă cu ceva ca să ne apropiem noi de gard. Da? Și să nu păstrăm. Ne ademenește. După aceea, dacă poate nu reușește să ne ademenească, începe să victimizeze. Dar cum te-ai pus tu gardul ăsta? Dar de ce ai pus gardul ăsta? Dar eu merit să-mi pui tu gardul ăsta? Dar eu, săracul de mine, stau după gard și tu ai rămas acolo, dacă tot am luat metafora gardului. După care începe să ne intimideze. Da? Îți vezi ce am să-ți fac eu dacă sar gardul? Tu ești acolo, te atacă. Și după aceea începe să te învinovățească. Cu tot te culpabilizează. Și astea sunt mecanismele prin care el încearcă să te facă să lași gardul jos. Uite, stăteam și mă gândeam când vorbeai de seducție. Acolo, cel mai probabil că narcisistul și-a învățat lecția și știe limbajele de iubire. Da, ar putea apropo, să fie. Apropo, cine nu s-a uitat la... Poate să se întoarcă cu câteva episoade în urmă să vadă episodul cu limbajele iubirii. Da. Și el atunci va ști. Dacă atingerea este limbajul lui de iubire, empaticului de iubire, se va duce pe atingere. Dacă e timp, se duce pe timp. Dacă e pe servicii, se duce pe servicii. Și atunci, garantat, se va duce pe punct ochit, punct lovit. Da, pentru că este inteligent, pentru că învață repede și atunci va folosi toate instrumentele, toate mecanismele pe care le cunoaște ca să poată să ne facă să lăsăm gardul jos. Asta e intenția. Dar noi nu știm asta. Încă. De acum știm. Da. Și iar cred că e important aici de spus că tot ce ai spus tu, seducție, victimizare, culpabilizare și intimidare. Ele de obicei sunt folosite în același discurs.
Adică nu acum vin, încerc seducții, etapa n-ai ieșit seducții, vin cu victimizare, n-ai ieșit victimizare, vin cu... Nu. Poate să fac o bombă cu ceas, în care pune toate ingredientele. Uh-huh. Pentru că el încearcă tot ceea ce știe ca să te poată trage în povestea lui. Și da, atunci, deci, ce facem cu limitele? Le pun... Din nou, am nevoie să știu care sunt mecanismele și să știu că va face asta. În acest masterclass voi învăța cumva să recunosc mecanismele și să știu că atunci când de fapt încearcă să mă seducă, ăla este un mecanism, nu e că mă place pe mine sau că îi pare rău sau că a avut vreo revelație extraordinară și s-a apropiat de mine. Nu, ci că acela este doar un instrument de apropiere ca să mă facă să las gardul jos, limita jos. Da? Și le învăț. Învăț când, uite, acum încearcă să mă intimideze. Acum încearcă să mă învinovățească. Acum încearcă să se victimizeze, ca să poată să aducă în mine sentimentul ăla de dragul de el. Suferă. Mă gândeam că în anii de viață pe care i-am avut fiecare din noi, de exemplu, empaticul s-a întâlnit cu, nu cu doar narcisistul din relații, s-a întâlnit cu mai mulți narcisiști sau a avut relații cu mai mulți narcisiști. Cu siguranță. Și atunci cred că ar fi folositor să luăm și să începem să ne facem un tipar. Da. Adică, ok, stau și observ, că tot eu vorbesc foarte mult de asta, să fii observator și așa. Stau și observ și văd că celălalt, narcisistul, presupunem că e narcisist, intră pe, agață pe seducție. Da. Și atunci, în momentul respectiv, pot să mă duc în rest și să văd cum respectivul, care, ceilalți care au mai fost în viața mea și care eu îi bănuiesc că erau narcisiști, aveau același stil, ce simțeam eu când mă agățau pe seducție, pe cum mă comportam, victimizare, pentru cumva tot jocul este același, uneori chiar și cuvintele sunt, sunt aceleași. Da. Și atunci putem să ne dăm seama fiecare, dar cum ai spus și tu, în timp, foarte mult timp, ne dăm seama că am intrat în jocul ăsta. După ce vedem narcisistul din viața noastră, îi vedem și pe ceilalți. Îi template-ul, adică ăsta e ok, înseamnă că au mai fost și alții și căutăm exact ce spui tu în contexte diferite și în grade diferite. Da? Dar au fost acolo, cu siguranță că au fost acolo, poate unii chiar încă sunt. Un mare atu al empaticului este că el simte. Da. Și de fiecare dată când cineva încearcă să îi sară granița sau, de exemplu, încearcă să se ducă către el și să... Cred că cel mai bine ar fi să stea câteva secunde să vadă ce simt cum în corp. Cum e în corp. Ce simt. Simt că mă manipulează, simt că vrea să mă seducă, dar nu simt seducția, o simt din dorința mea sexuală sau o simt din ceea ce îmi transmite, mă activează sau nu mă activează, corpul meu este activ în momentul ăsta pe sexualitate sau nu? Da. Ce simt încă? Corpul, până la urmă, este cel mai real remene, city. Da, pentru că de foarte multe ori în relații cu narcisiști avem tendința de a ne duce în minte la fel cum sunt și ei. Da. Și în momentul în care te duci în minte, părerea mea este că joci la el acasă. Da. Și el s-a antrenat mult mai bine decât tine. Da, și n-ai nicio șansă cu el. Din nou, adică cu tot respectul față de empatici, dragilor, n-avem nicio șansă cu ei. Adică sunt mult mai versați decât noi. Și atunci ne consumăm viața într-un masterclass ca să ce? Da. Ancorile astea cu care ne agață narcisistul, de fapt, în spate au niște frici, nu? Da. Adică în momentul în care vine și te seduce sau în momentul în care vine pe victimizare,
de fapt în spate, el se cuplează la ceva care există deja în tine, că altfel n-ar putea să se cupleze. Da. Nu? Da. Dar în primul rând este frica lui că nu o să mai aibă persoana de care să se poată folosi. Da. Pentru că, până la urmă, care-i scopul lui? Nu, asta e frica narcisistului, da. Dar frica a empaticului. Sigur că da, și empaticul la rândul lui are și el bagajul lui de frici. Da. Și atunci vine și îl apasă exact pe bagajul lui de frici, să toate fricile ies la suprafață. Păi da, că de exemplu pe seducție, cine o să mai spună toate lucrurile astea? Ce, o să mai găsesc pe cineva? Da, sau o să mai fiu văzut? Da. Mă mai vede cineva? Da. Oricum a făcut conul ăla în care lumea nu vine spre tine să-ți spună lucruri frumoase. Da. Și atunci, rămânând singurul care îți spune, frica este ok, dacă pleacă, eu ce o să fac? Da, eu nu mă descurc sau eu sunt un om rău. Uh-huh. De multe ori auzim asta, pentru că e atâta culpabilizare și devii confuz. Uh-huh. Sunt un om rău, nu, sunt empatic, vreau să fiu un om bun. Uh-huh. Și atunci mă duce și apare frica aia, mi-e frică că nu mai sunt un om bun. Eu, de fapt, sunt un om rău dacă îi fac lucrul ăsta, i-am pus gard. Uh-huh. Lucrul ăsta nu-i bun, îi fac rău. Și da, iese toată fricile la suprafață. Și cumva cred că ar trebui și astea să le ia în calcul empaticul și să înceapă să le, nu știu, să le pună pe o foaie de hârtie și să înceapă să spună. Să lucrezi cu ele. Când mi-a spus aia așa sau undeva, în telefon, să-și noteze și să înceapă să se ducă la un terapeut și să înceapă să lucreze. De ce am simțit eu lucrul ăsta? Da. Dar nu neapărat din dorința de a se duce și a-și rezolva problema cu narcisistul, din dorința de a-și rezolva problema lui ca să fie el ok și atunci, în momentul respectiv, dezactivează butonul. Sau chiar dacă îl apasă, va vedea că îi apasă butonul respectiv. Îl va recunoaște. Că altfel, habar n-avem când ne apasă cineva un buton și spune că, nu știu... Putem să spunem că e de la altceva, adică nu-i neapărat... Nu, eu îți spun ceva și tu nu mă auzi, tu nu simți și atunci îți spui tu ca empatic, ok, eu n-aud, nu simt, băi, ceva chiar neregulă, nu simt, da, ceva e neregulă cu mine. Din nou, ceva eu nu simt. Sunt nebun, adică serios, adică îmi spune o dată, de două ori, de trei ori și eu... Înseamnă că ceva e neregulă cu mine. Mm-hmm. Dar de ce? Pentru că empaticul la rândul lui este o persoană foarte vulnerabilă. Și atunci, apropo de bagajul de frici din spate, acolo sunt vulnerabilitățile lui. Și în acest context, în această dinamică, practic, el poate să lucreze cu propriile lui vulnerabilități. Și atunci, cumva, supraviețuiesc, învățând să pun limite și împuternicindu-mă, întărindu-mă în interior, lucrând cu vulnerabilitățile mele. Auzi, dar tu crezi că empaticul puterea lui și-o ia din autenticitate și din vulnerabilitate? Empaticul poate să-și o ia, dar nu în relație cu persoana cu narcisism. Mm-hmm. Pentru că acolo nu o să poată să fie autentic și vulnerabil, de fapt. Mm-hmm. Pentru că va fi mereu atacat. Persoana cu narcisism are nevoie de o persoană autentică. Are nevoie de o persoană ușor de supus. Mhm. Pentru că o persoană autentică e o persoană puternică și vulnerabilă. Persoana autentică și vulnerabilă, de fapt, este o persoană puternică. Pentru că, ca să poți să-ți dai voie să fii tu, e nevoie să fii puternic. Asta e. Și atunci, narcisistul nu are nevoie asta, să te țină acolo, așa că nu o să-ți permită să te duci în zona de autenticitate, vulnerabilitate. Dacă un empatic vrea să câștige acest teritoriu personal, o să fie nevoie să se ducă într-o terapie, într-o prietenie, în alte relații, unde să poată să își caute centrul interior. Și să-și dezvolte toate... Și să-și se împuternicească ca ființă sănătoasă și întreagă, până la urmă. Și asta face parte din supraviețuirea în această relație. Pentru că cumva și narcisistul îți arată
o autenticitate și o vulnerabilitate pe partea lui, el falsă, încearcă cumva să facă asta. Uh-huh. Da? Pentru că ce face el, fiind foarte inteligent, el știe foarte bine să imite lucruri. Uh-huh. Imită empatia. Uh-huh. Imită. E un foarte bun imitator. Da. Și atunci imită autenticitatea. Uneori poate imita vulnerabilitatea. Uh-huh. Da? Și poate să fie chiar bun la asta. Uh-huh. Și e ca și cum te invită și pe tine să te duci acolo. Și tu te poți duce acolo, să spunem că tu te deschizi, dar de fapt în momentul în care te deschizi, i-ai dat material de atac. Uh-huh. Da? Și va folosi la un moment dat deschiderea pe care tu i-ai dat-o, informația pe care tu i-ai dat-o, împotriva ta. Și atunci el îți spune, de fapt, în ceea ce ai spus tu cu modalitățile în care ne agață un narcisist, da. Știi că am vorbit noi, sunt două povești. Povestea despre mine e empatic, povestea despre tine e narcisistul. Uh-huh, uh-huh. Da? Și atunci povestea despre mine este intimidarea, da, și culpabilizarea, adică, da, mă va intimida, mă va culpabiliza și va spune tu. Da, e povestea despre tine. Despre mine. Eu îți spun o poveste despre tine. Da, și da, va fi povestea despre el, da, când se victimizează și când se duce, intră în seducție. Da, da. Și atunci va jongla cu poveștile astea. Și nici nu le vezi chiar foarte bine, că zici, spui, ok, dar eu vorbesc foarte mult, el oricum îți spune că nu-l asculți. Da. Da. Că nu ești atent, că nu... Păi se victimizează în momentul ăla și tot, uh-huh, așa, că jonglează, e un foarte bun jongleur. Uh-huh. E, și e nevoie cumva să spunem că lucrurile astea nu le face atât de conștient, pentru că sunt deprinderi, uh-huh, sunt automatisme. Adică nu sunt niște lucruri care să zici că intenționat le vrea rău să le facă. Da, sunt și persoane maligne, uh-huh, da, care chiar vor să le facă, să joacă șah. Da. Dar știu noi arta nu vorbim manipulării. Da, știu arta manipulării și o fac cu excelență, dar noi nu vorbim despre asta, vorbim pur și simplu de o persoană care își dorește puterea, uh-huh, și are aceste arme inconștiente care i-au devenit deprinderi și pe care le introduce în hard și rulează programe. Uh-huh. Da. Nici nu-și dă seama. Asta e important cumva să spune. Care e cea mai mare frică a empaticului? Poate fi, uh-huh, de exemplu, că nu-și dorește niciodată să intre într-un conflict? Poate să fie asta, poate să fie faptul că dacă o să intru într-un conflict, o să se termine și mai profund decât conflictul, poate să fie frica de abandon, mm-hmm, da? Mai profund, dar la suprafață un empatic o să-și dorească pacea, mm-hmm, da? Și o să evite conflictul, cum se cheamă, doritorii de pace, mm-hmm, ăștia, da? Simpatici. Ăștia simpatici, da. Mm-hmm. Și atunci o să facă tot ce ține de ei, astfel încât să nu intre în război, mm-hmm, cu prețul lor, renunțând la ei. Și atunci ei devin victimele perfecte. Și ei sunt victimele perfecte, da. De fapt, îți mirosiți foarte bine de persoana cu narcisism, că dacă nu-ți place conflictul, înseamnă că ai să te supui. Mm-hmm. Nu? O persoană care nu luptă este o persoană supusă. Așa că o persoană supusă va fi ușor de... Mă voi putea hrăni ușor din dinamica cu ea. Și cum mă hrănesc? Urcându-mă mereu deasupra. Uh-huh. Și punându-te pe tine dedesubt. Că asta e tehnica. În sumarizând, până la urmă despre asta vorbim. Fac tot ce ține de mine ca să mă urc peste tine. Uh-huh. Și de fapt asta pe mine mă ajută să trăiesc, e sensul existenții mele, puterea. Puterea... Măreția, grandiozitatea. Așa vede narcisistul puterea. Da, da, ca, grandiozitate, măreție. Sunt mai... În comparație cu altcineva. În comparație cu altcineva, în mod expres cu partenerul de cuplu. Sau, uh-huh, cu copilul, că noi am vorbit și de părinți. Uh-huh. Da?
și chiar de terapeuți, e cel care se pune deasupra. Superior. Profesorul. Practic, expertul. Expert. Expertul. Da. Și armele astea, ca să poți să pui pe cineva sub tine, e nevoie să-l desconsideri, să-l devalorizezi, să-l disprețuiești și să folosești toate armele ca să poți să-l așezi sub tine. Uite, din seducție, unde ar trebui să în ce direcție ar trebui să meargă empaticul și să înțeleagă ce? Că de fapt el acolo ce face? E o îndrăgosteală continuă? Da. Nu? Un piedestal pe care îl pun persoanei respective, că dacă el vrea să mă seducă, înseamnă că vrea să-mi arate cât este de minunat. Da? Și nu numai că vrea să-mi arate cât este el de minunat, cât mă seduce spunându-mi cât sunt eu de extraordinar. Că de fapt aici e cârligul. Pentru că o persoană empatică, dar care nu este centrată în interior și are o profundă nevoie de validare, va avea la început nevoie să îi se spună că e extraordinară, că e minunată, și asta e de fapt seducția pe care știi să o facă. Prima dată te duci în idealizare, te idealizează, ești cea mai faină persoană pe care a cunoscut-o. Dar asta până te-a prins. Dacă ai limbajul de iubire, cuvintele. Cuvintele. Dacă nu, mai încearcă. Jonglează. Jonglează cu tot ce știe ca să poată să-ți apese butonul de importanță până la urmă. Dacă narcisiști ar putea vorbi, ar spune multe despre psihologie. Ar spune. Ar spune, ar fi tare fain să... Bun, și atunci, asta este seducția. Victimizarea. Da. În ce direcție duce empaticul? Adică eu sunt narcisist, tu vin și mă victimizez în fața ta. Da. Tu ce simți în momentul în care eu încep să te victimizez? Să mă victimizez. Să te victimizezi tu, pot să simt vinovăție, pot să simt frică, dacă uite ce om rău sunt, dar cred că multă vinovăție simt. Dacă tu te victimizezi, eu simt milă, compasiune poate, da? Nu doar milă, compasiune. Culpabilizarea, dacă eu te fac vinovat. Din nou mă duci în vinovăție. Da. Că mă învinovățești și tot cumva emoții secundare, emoții primare. La nivel secundar poți să simți vinovăție, la nivel primar, profund, poate să-mi fie frică. De fapt. Rușine. Rușine, mulțumesc, da. Foarte multă rușine. Pentru că sunt un om rău. Dacă tu mă învinovățești, înseamnă că eu sunt o persoană rea. Și garantat în istoria empaticului au mai existat persoane care... Au făcut asta. Care l-au dus în rușine, de în multe victimizare, în vinovăție, Păție, în frică. Frică. Nu? Da. Adică știe sentimentul și zice, uite, acum, încă unul, a mai apărut încă unul care îmi spune același lucru despre mine. Deci e adevărat. E adevărat. Da? Dacă îmi zice și ăsta e adevărat, bine, îți spune unul, îți spune, dar clar, e ceva neregulă cu mine. Și atunci ar trebui să o ia pe bunică că este adevărat și să ducă să-și rezolve problemele, nu? Și așa o să descopere cât de adevărat este. Da? Sau nu. Da, da. În inimă. Și se duce și își verifică și atunci ajunge la împuternicirea asta interioară despre care tot vorbim. Și atunci dacă niciodată, dacă empaticul nu dorește să intre într-un conflict. Da. Cum va supraviețui cu un narcisist? Pentru că e garantat că e un teren pe care conflictul este cheia. Păi, la început o să facă tot ce ține de el să reprime și să se supună. Asta va face. Nu intru în conflict și ce va face, va face pe plac. Ce spune narcisistul, asta face empaticul. Da? Supunerea perfectă. Și va deveni un people pleaser. Și va deveni un people pleaser. Da? Va face... Nice guy. Da, nice guy. Exact. Da? Acolo se va duce. Termeni care îți folosiți și care... Da. Adică poate să găsească lumea dacă caută... Da. Atunci acolo se va putea duce și va... Dar
punând în interiorul lui toate frustrările, reprimând furie, frică, vinovății, toate frustrările și durerile le va ține în interior. Din nou, e cu prețul lui. Da? Și va supraviețui cumva, până într-un punct. Când se va tot aglomera la nivel emoțional și o să iasă și conflictul la suprafață. Adică nu durează mult. Uite, vreau să-ți adresez o ultimă întrebare. E empaticul dacă intri într-o relație cu un narcisist? E o relație de cauză-efect că a avut un părinte narcisist? De cele mai multe ori, da. Deci, da. Cumva, pentru că... adică când să se ducă să caute la părinți? Da, e cumva un loc sigur unde poate să se ducă. Care dintre părinți sau poate chiar bunici care m-au crescut a avut povestea asta în spate, au avut trăsăturile astea, tiparul ăsta în spate, cel mai sigur loc. De ce? Pentru că dacă eu mă îndrăgostesc de un narcisist, înseamnă că am o imagine a iubirii care conține în interiorul ei o persoană din genul ăsta, cu un tipar narcisic în spate. Și atunci, numai bine, rugămintea e, întorceți-vă cu un episod în urmă și vedeți când vorbim despre relația cu părinții și narcisismul în relația părinte-copil. Da. Ne auzim și ne vedem duminica viitoare. Da. Când o să mai vorbim încă o dată despre același narcisism. Da. Dar... next level. Pa, pa! Okay.